Bună ziua! V-ați simțit vreodată discriminat, agresat, abuzat sau hărțuit la locul de muncă, la școală, în orice organizație sau în orice mediu social? Ați simțit poate teamă sau rușine de a vorbi? Poate că nu vă simțiați cumva sprijinit sau nimeni nu v-ar fi crezut? Ei bine, emisiunea Arta Combaterii Discriminării vine în întâmpinarea voastră și vine cu un mesaj pentru voi toți, cei care sunteți acasă și vă uitați la noi, care suferiți sau ați suferit sau aveți persoane pe care le cunoașteți, persoane dragi, care suferă din cauza abuzurilor. Abuzuri de orice fel, discriminare pe orice criteriu, indiferent că e vorba de rasă, de naționalitate, de sex, de handicap, de gen, trebuie să fim cât mai conștienți că violența face parte din viața noastră. Tocmai de aceea, emisiunea Arta Combaterii Discriminării vine să preîntâmpine, să informeze și cumva să prevină actele de violență, actele de discriminare și să promoveze diversitatea și incluziunea atât la locul de muncă, dar și la școală sau în orice instituție. Se adresează atât oamenilor, cât și companiilor, organizațiilor care vor să-și implementeze niște politici de bunăstare, politici pozitive care să înlăture și să combată totodată violența. Vom avea specialiști din multe domenii, specialiști care practic au experiență pe aceste teme. Iar alături de mine în platou astăzi se află doamna psiholog Cristina Podgoreanu. Bună seara! Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație și felicitări. Mulțumesc pentru proiect, succes! Mulțumesc! Sper să ajute cât mai multă lume. Sperăm să ajute cât mai multă lume. Asta este și scopul, este unul educațional și unul constructiv. E ceva nou pe piață. Succes mult! Mulțumesc! Peste câteva minute ni se va alătura și doamna avocat Gabriela Cristea, dar haideți înainte să urmărim un caz real, un caz real al unei persoane care a suferit de-a lungul unui an jumătate, zilnic, abuzuri la locul de muncă. Disperarea l-a împins să-și caute dreptatea, dar haideți să vedem și să urmărim împreună acest caz. Am avut o discuție deschisă cu directorul general cu privire la angajarea unei persoane într-o poziție de conducere în cadrul companiei. O discuție sigură în care mi-am exprimat cumva nemulțumirea față de competențele profesionale ale acestei persoane și pentru care noi până la un moment dat eram puși să-i facem treaza cu directorul general. Până atunci a fusese una normală bazată pe respect reciproc, pe susținere chiar pe proiectele pe care le demulam, dar toate lucrurile așa s-au schimbat brusc ca urmare a discuției avute în acel moment. Și atunci au început să apară tot felul de lucruri pe care eu le-am considerat ca fiind neprincipiare, unele chiar ilegale, chiar în afara legii. Prima dintre ele a fost apariția unei anonime, a unei scrisori anonime pe care directorul general a dispus să fie înregistrată în ciuda prevederilor legale stipulate de ordonanța 27/2002 privind regimul petițiilor, în care se scrie foarte clar că orice petiție neasumată, deci nesemnată, fără un adresant clar cu nume, prenume, adresă, nu se înregistrează și nu este luată în considerare. În conținutul acesteia, eu eram cumva înfierat. Activitatea mea era criticată și mai mult decât atât, se făceau niște acuzații cu privire la familia mea, la soție și la copii. Adică se spuneau niște neadevăruri. Am zis chiar pe domnul director, am cerut în scris chestia asta să-mi explice cum a ajuns această scrisoare la sediul companiei. Nu a avut o explicație logică, ceea ce mă ridică mari semne de întrebare cu privire la modul în care ea a fost trimisă și înregistrată. Mi-a fost refuzat dreptul până la urmă de a mă apăra și toate lucrurile astea au trenat luni de zile în care
pur și simplu nu mi-a dat prilejul să mă apăr, să mă dezvinovățesc sau să primesc până la urmă explicație. Toată această stare, tot acest refuz, toată această respingere nu făcea altceva decât să ducă la blocarea activității mele în plan profesional. Aproape fiecare document, deci nu era săptămână în care să nu blocheze un document din acesta, care până la urmă privea funcționarea companiei și a biroului pe care îl conducea și a companiei. Pentru că eu pur și simplu n-am mai fost invitat la nicio ședință în care se discuta activitatea ce mă privea. Și de asemenea, directorul general a dispus ca unele atribuțiuni să fie mie luate și date altor persoane care nu aveau absolut nicio pregătire profesională în domeniul în care lucrez și în care. Adică îi se dădeau acestei persoane sarcinile pe care, în mod normal, dumneavoastră le-ați. Exact, cu orice chip. Deci, cam asta ar fi imaginea sau termenul care descrie cel mai bine. Cu orice chip dorea ca să mă limiteze în mișcării în cadrul companiei. De asta trebuie să vă spun că există cumva așa în cadrul colectivităților sau profesionale, lumea reacționează cumva în baza instinctului de conservare. Când simte că nu mai ești în grațiile șefului, lumea începe să se distanțeze de tine. Pentru că au fost situații în care directorul general suna pe unii dintre colegii mei și îi întreba: am văzut că ai discutat cu el, a fost la tine în birou, care a fost scopul vizitei, ce ați discutat, ați discutat cam mult, ai grijă. Deci oamenii ăștia au început cumva să resimtă tensiunea dintre mine și directorul general. Și au început cumva să mă ocolească, dacă aș putea să spun chestia asta. Deci cumva preferam să discutăm după serviciu în alt cadru. Chiar unele lucruri care țin la urmă de activitate. Vă spuneam la început că au fost două situații grave și dacă îmi permiteți o să vă mai prezint încă una pe care eu o consider la două, pe lângă imorală și ilegală. Practic, directorul general are o atitudine, ca să zic, de, nu știu dacă, sper să nu o exagerez acum, cumva de stăpân de moșie. Dumneasa, nu Adria, una dintre angajatele companiei care mi era și subalternă și la un moment dat a solicitat de la Serviciul de Resurse Umane acea fișă de evaluare a performanțelor profesionale pe care noi o întocmim anual, care fișă conținea aprecierile mele cu privire la calitatea actului profesional depus de colega noastră pentru anul precedent. E bine, domnul director general a cerut acea fișă de evaluare de la Serviciul de Resurse Umane și a modificat-o fără să discute cu nimeni, pur și simplu că așa a vrut, doar pentru că a putut. Și nota nouă obținută făcea referire la un calificativ de nesatisfăcător, un insuficient, care în mod sigur ar fi putut duce la desfacerea contractului colectiv de lucru, pardon, desfacerea contractului individual de muncă pentru acea persoană. De atunci am avut o discuție până la urmă cu domnul director general, m-a chemat până la dânsul birou și eu am fost mirat de această invitație, dar am avut o discuție foarte tensionată în care domnia sa a folosit cuvinte care nu pot fi redate pe post. Și cu injurii Doamne. la adresa doamnei și pe mine m-a acuzat că până la urmă eu nu-l ascult niciodată, că nu fac ce spune dânsul, că această femeie trebuie dată afară și că să-mi bag mințile în cap și să fac ceea ce spune el. Am avut curajul, ca să zic așa, să mă înscriu într-o audiență la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Acum, interacțiunea cu membrii Consiliului a fost una, să zic, sigur, am
trecut peste ele pentru de noutate, cumva și pe inetitul situației în care mă aflam până la urmă. N-am fost niciodată în situația de a mă adresa vreunei instanțe sau n-am avut niciodată, n-a fost în situația de a fi, nu știu, hărțuit sau chemat în instanță pentru ceva. M-am prezentat în fața celor oameni dosarul și cu dovezile anexate. A urmat o perioadă de analiză din partea membrilor Consiliului. Am fost înștiințat că dosarul meu a fost înregistrat, are un număr, s-a constituit într-un dosar de analiză. Suntem, ca să zic așa, într-o fază finală, aștept să primesc decizia. Eu aștept această decizie pentru că vreau să vă spun că sunt decis ca în baza acesteia să, până la urmă să ajung să-mi iau un avocat și să ajung în instanță, pentru că un om care hărțuiește pe toată lumea. Deci, știu, eu mai sunt și alți angajați. La un moment dat, știu, de fapt știu că a existat un proces cu alți angajați. De fapt, sunt mai multe procese pe rol. Vreau să vă spun că este foarte greu să fii victimă, să trebuie să mergi în fiecare zi la acel loc de muncă, să ai așa o permanentă senzație de nesiguranță care foarte ușor se poate transforma în teamă, pentru că până la urmă depinzi de acel loc de muncă. Eu ca, nu știu, cap de familie, spun că sunt responsabil pentru soția mea și pentru copiii mei, cărora încerc să le ofer un mediu de siguranță și de, până la urmă, de liniște și sufletească, dar și cumva o siguranță și economică. După aia, fii acasă, n-ai cum să lași toate problemele de la serviciu la ușă. Cine spune că vine acasă și uită de serviciu, nu cred că spune adevărul. N-ai cum să te separi brusc, nu există un buton, suntem aparate, suntem oameni. Sigur că eu am avut suportul soției și chiar îi mulțumesc și i-am spus de multe ori lucrul ăsta, pentru că ea a crezut cumva, crede în mine, crede în dorința mea de a-mi face treaba și de a nu lua parte la tot felul de acte imorale și ilegale. Știe că până la urmă am riscat toate lucrurile astea dintr-un principiu, sau tot confortul nostru, confortul psihic, l-am cumva, poate l-am sacrificat. Am avut și probleme cumva de sănătate, pentru că am așa un fond din ăsta de hipertensiune și care mi s-a accentuat, mi s-a agravat pe perioada asta, în care aveam bruște creșteri ale tensiunii arteriale și a fost nevoit să merg la medic mai des, să-mi schimbe medicamentația, să iau mai multe medicamente și știu că, în mod sigur, toate lucrurile astea nu au un impact favorabil asupra stării generale de sănătate. Am încercat să nu transmitem tensiunea către copiii noștri. Trebuie să spun că n-am mai avut deschiderea asta pentru a-i scoate să mergem, nu știu, să ieșim mai des, nu știu, să facem un city break, să ne bucurăm cumva. Iată un caz cutremurător, un caz care de hărțuire morală la locul de muncă. Acest om din disperare și-a căutat dreptatea, a mers, s-a îndreptat către Consiliul Național de Combatere a Discriminării, de teamă de a nu-și pierde locul de muncă și, practic, în același timp,
dorea să-și recapete acea demnitate. Da. Da, e un caz fericit. Eu așa încerc să-l văd, pentru că a ales să lupte. A ales să lupte. A ales să lupte, pentru că în situațiile de genul acesta, majoritatea abandonează sau majoritatea își dau demisia. E un exemplu minunat pe care îl oferiți de luptă. Așa este. Mă sudați o secundă. Între timp s-a alăturat și doamna avocat, Gabriela Cristea. Bună ziua! Bine ați venit! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Bine v-am găsit! Ați ascultat cazul? Da, am ascultat mărturia invitatului dumneavoastră. Da. După cum bine știți, bineînțeles, cadrul legal în ultimii ani s-a schimbat în ce privește hărțuirea la locul de muncă și iată că aceste fapte de hărțuire, de fapt ce nu conștientizăm noi, este faptul că aceste fapte, aceste acțiuni de hărțuire duc la o creștere a nivelului de stres și epuizare psihică. În acest sens, v-aș ruga să ne spuneți puțin cum se manifestă, cum este încadrată legal, dacă avem o protecție legală ca angajați, ca angajator a hărțuirii morale la locul de muncă. Sigur. În 2020, în 7 august, a fost adoptată legea 167/2020, care prevede sancționarea faptelor de hărțuire la locul de muncă. Această lege vine să modifice două acte legislative deja existente în legislația noastră, și anume Ordonanța Guvernului numărul 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, și legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între femei și bărbați. Practic, și anterior lunii august anului 2020, exista un cadru legislativ oarecum dezvoltat în țara noastră în ceea ce privește sancționarea faptelor indezirabile, să spunem așa, la locul de muncă, însă noutatea adusă de acest act normativ îl reprezintă, în primul rând, definirea noțiunii de hărțuire, ce înseamnă hărțuirea locul de muncă, și anume un comportament care se manifestă în cadrul relațiilor de muncă, care privește orice tip de relație de muncă având în vedere subordonarea, adică poate veni atât de la angajator către angajat, cum este cazul nostru, către angajator, dar se poate manifesta și pe poziție de egalitate ierarhică, adică între colegi, între persoane care au aceeași funcție, aceleași atribuții în cadrul organizației, firmei, instituției sau autorității publice în care își desfășoară activitatea. Mă scuzați o secundă, se poate și de la angajat către angajator? Sigur, există și situații în care angajatul este cel care are un anumit comportament indezirabil, un comportament șicanator față de angajator. Se întâmplă mai rar în practică, ce-i drept, dar există situații și e bine de menționat acest lucru, pentru că nu ar trebui ca angajatorii să aibă senzația că această lege vine și protejează doar drepturile angajaților și pune în sarcina lor obligații suplimentare. Nu, această lege este menită să apere drepturile ambelor părți, ambelor participanți la raportul juridic de muncă, atât drepturile angajaților, cât și drepturile angajatorilor. Vreau să vă întreb care sunt, adică cum recunoaștem noi, practic, este încadrată ca hărțuire, este încadrată această faptă legal, dar cum o recunoaștem? Adică avem un suport, bine, în acest caz, de exemplu, domnul a ajuns la Consiliul Național de Combatere a Discriminării. Putem merge în instanță, putem, adică cum, la ce mijloace ar trebui să recurgem ca să ne dovedim nevinovăția sau să dovedim că avem dreptate, de fapt. Sau. Am înțeles. Bun, o să vă fac o scurtă expunere ca să fie cumva cât mai clar pentru urmăritorii dumneavoastră și să înțeleagă despre ce e vorba. În momentul în care o persoană consideră că este hărțuită la locul de muncă, că
superiorul, inferiorul ierarhic sau o poziție aflată pe aceeași, o persoană aflată în aceeași poziție de egalitate ierarhică are un comportament din acesta indezirabil, poate să aleagă între două căi, o procedură internă și o procedură externă. Procedura internă presupune sesizarea angajatorului sau unei persoane din cadrul angajatorului care are atribuții de verificare a conduitei angajaților, o atribuții de resurse umane. Poate un psiholog, dacă este și un psiholog angajat în cadrul organizației. Oricum, dispoziții legale prevăd faptul că în cadrul organizațiilor cu peste 50 de angajați există obligativitatea angajării unei persoane care să fie psiholog sau un alt specialist în egalitate de șanse și tratament, care să se ocupe cu astfel de cazuri. Cu alte cuvinte, angajatul merge și depune o petiție scrisă sau are o discuție cu această persoană, îi spune ce îi se întâmplă în concret, ce îl deranjează și atunci se demarează o procedură internă. Se va obține punctul de vedere și al persoanei așa numită hărțuitor și în cele din urmă, cu ajutorul specialistului, se poate ajunge la un consens în sensul de a se înceta comportamentul neplăcut sau hărțuitor. Am înțeles. Mă scuzați, o secundă, vă rog să rețineți ideea. Vreau să vă întreb, apropo că ați menționat psihologul, importanța psihologului. De ce este important un psiholog în cazuri de hărțuire? Așa cum am e văzut vorba și de în cazuri... comunicare. Ar fi necesară, bineînțeles, dar nu se aplică. Ar fi necesară prezența, bine, nu neapărat a unui psiholog, dar poate și a unui mediator. De ce? Oamenii nu prea sunt obișnuiți să comunice asertiv trăirile pe care le ai când ești abuzat, când ești agresat. Nu sunt întotdeauna cele mai calme, cele mai liniștite. Nu poți întotdeauna să-ți controlezi emoțiile și nici comportamentul. Și atunci o astfel de persoană este binevenită pentru a putea transmite, poate chiar din ambele părți, să transmită o părere echilibrată, o cerință fermă, un punct de vedere clar. Și psihologul poate oarecum, mai ales în cadrul unei organizații sau unei companii, bine, sunt companii care poate nu își permit sau nu au psiholog, însă se pot încheia anumite, acorduri sau de colaborare, astfel încât, adică ar fi nevoie de o evaluare psihologică, astfel încât să începem să fim obișnuiți cumva să ne deschidem, să ne expunem problemele, da, tocmai pentru a preveni. Vorba de educație, dar educația începe greoi și din primii ani de viață să ne obișnuim totuși cu psihologul, cu terapia. Este un mod de viață care sper din tot sufletul pe viitor să fie mult mai accesibil pentru toată lumea. Sunt angajatori de top care fac cursuri de dezvoltare personală, fac cursuri de comunicare pentru angajați, sunt implicați într-un fel de, să zicem, nu se cheamă chiar o terapie de grup, dar invitați din același job, departament, au fost și team building-urile care tot așa aveau un substrat de socializare, de împrietenire, de relaționare mult mai bună în afara serviciului. Cum putem depista hărțuirea la locul de muncă? Care sunt primele semne? Sau cum ne dăm seama? Noi nu conștientizăm de foarte multe ori, nu conștientizăm că suntem abuzați sau poate chiar noi, la rândul nostru, abuzăm. Sau se întâmplă. Se poate întâmpla și inconștient, dar astea sunt mici scăpări, că mi-ajut un coleg sau îi cer unui coleg să-mi facă ceva în plus sau așa. Dacă deja devine obișnuință, ajungem la manipulare, care e aproape acolo și de abuzul și hărțuirea. Ideea care este, în cazul prezentat de voi, a fost un caz care au mers mână-mână, da? Abuzul cu stresul. Exact. Adică au început concomitent. De obicei, stresul prevestește oarecum un caz de hărțuire. Nivelul de stres la care se ajunge și pe care îl poți resimți la un job, de acolo trebuie să pornim și de acolo trebuie să spui primele întrebări
Pentru că noi nu prea suntem atenți. Suntem pe pilot automat, exact. Și nu stăm să ne oprim. Nu ne dăm seama și tot aud, a fost un an mai greu, am avut o lună mai încărcată, s-a întâmplat acum, dar o să ne liniștim, o să ne revenim fiecare la joburile lui și nu știu ce. Persoane care lucrează foarte mult și nu-și dau seama de lucrul ăsta, că ușor, ușor crește nivelul de stres. Iar mai fac o mică paranteză, da, cu permisiunea ta, burnout-ul, da, da, pentru că sunt, chiar vrem să te întreb, sunt foarte multe noțiuni noi, binevenite în limbajul nostru, dar sunt puțin schimbate între ele și le folosim așa confuze, cu o naturalețe, confuze, da, dar nu știm exact. Când stresul ajunge o platformă înaltă și o stabilitate pe nivelul acela înalt de stres, duce la burnout. Ce, da, înseamnă? Epuizarea. Epuizarea. În momentul ăla nu mai ai deloc nici motivație, nici energie. Deci nu mai poți să faci nimic. În momentul în care ai zis la burnout, degeaba mai cauți cauza, da? Pentru că deja nu mai poți să faci nimic. Cam asta e progresia. Au fost situații de persoane care s-au sinucis din cauza, din cauza epuizării, inclusiv în România, epuizării la locul de muncă. Tocmai de aceea această lege 167/2020, care a fost adoptată, practic vine și incriminează, sancționează stresul și epuizarea, adică acești doi termeni, iată că sunt tot mai des menționați și se subliniază tot mai mult accentul și nu doar în România, cât și în Uniunea Europeană pe aceste teme. Și fac o mică paranteză, mă scuzați, s-a constatat, adică studiile spun că angajații români sunt printre cei mai stresați la locul de muncă din Uniunea Europeană. De frică să nu-și piardă jobul, probabil. Aici este sunt da, cel mai important scop. Apropo de burnout, mă bucur că există legislație și e bine că ar trebui puțin ca toată lumea să știe că există lucrul ăsta, dar burnout-ul este și cel interpersonal care vine de la angajator către angajat sau între colegi sau superior, depinde de scara ierarhică. Există și burnout organizațional, când toată organizația n-au obiective clare, nu o organizare dezastruoasă acolo și atunci toți sunt băgați în același lucru, dar nimeni nu ia în seamă că există și cel personal. Adică atunci când tu pui presiune pe tine, când tu niciodată nu ești suficient de bun, când tu de la tine ai foarte mari pretenții și tot ce faci nu faci bine. Și asta, presiunea asta personală, și asta duce la burnout. Acolo nu există reglementare. Acolo, din fericire, sunt terapeuți. De multe ori putem să punem presiune pe noi și datorită unor cauze sau din cauza unor cauze, unor factori externi. Și atunci poate bine, să intervină totul despre ce vorbim, despre emoții, despre traume, în toate există un echilibru. Normal că pot să pun presiune pe mine pentru că vreau să avansez, pentru că vreau să-mi crească salariul, să prind o poziție mai bună, dar totul dus la extrem, în cazul în care mă judec, mă critic, niciodată nu sunt bună, niciodată n-am făcut ce trebuie, acolo ajungem în patologie. Deci cu limită orice este bun, și stimulant, și provocator, motivațional, dar totul cu o anumită limită. Da, așa este. Și cum revin la dumneavoastră, doamna avocat, vreau să vă întreb puțin, această persoană care a fost hărțuită și a fost supusă mai multor abuzuri, nu doar a fost un act de hărțuire, vreau să vă întreb puțin ce căi legale ar avea sau ce, eu știu, un alt angajat care se află în situația lui, care poate ne urmărește și ar dori să aibă același curaj, să-și facă dreptate cumva, de teama de a nu-și pierde locul de muncă, pentru că toți au credite, au familii de întreținut și de cele mai multe ori angajații aleg să nu vorbească, să îndure. Ce căi legale ar avea? Am expus procedura internă, să zicem, faza informală. Ar mai exista o fază formală, adică atunci când chiar ingerințele în viața angajatului sunt atât de mari încât acesta dorește să se aplice anumite sancțiuni. De exemplu, atunci când fapta
de hărțuire este prevăzută ca atare în regulamentul de ordine internă și se poate parcurge procedura internă și atunci se poate sancționa fapta, întrucât aceasta constituie o abatere disciplinară și e asemănătoare cu procedura prevăzută sau expusă de mine anterior, doar că nu se va mai ocupa doar un psiholog sau un singur expert, ci se va întruni o comisie de experți care vor analiza în concret fapta săvârșită, vor cere punctul de vedere al hărțuitorului și la final se va putea lua o sancțiune împotriva persoanei care se face vinovată. Mă scuzați, și cum demonstrăm că suntem hărțuiți? Cum, adică, de multe ori noi folosim acest termen mai hărțuit, am fost hărțuit. Am întâlnit foarte multe persoane care folosesc, cum spuneai mai devreme, așa, general și foarte ca o normalitate și foarte ușor. Ne jucăm cu termenii de altfel. Cum, practic, cum recunoaștem acest lucru? Sunt admisibile mai multe mijloace de probă, de exemplu, mesaje primite pe SMS, pe WhatsApp, pe e-mail, declarații ale colegilor care au văzut faptul că o anumită persoană are un comportament urât, șicanator, indezirabil față de noi. Chiar se poate solicita, se pot solicita înregistrările care există de pe sistemul de supraveghere video la nivelul firmei, dacă există așa ceva în spațiile în care angajații își desfășoară activitatea, precum și alte mijloace de probă în funcție de specificul activității fiecărui angajat. Trebuie menționat faptul că și în situația în care se ajunge la un litigiu în instanță, angajatul trebuie să dovedească doar existența faptei care constituie hărțuire. Iar asta, angajatorul ar trebui să dovedească faptul că nu a fost hărțuire, că nu a fost discriminare și așa mai departe. Adică un angajat, dacă ar ajunge în instanță, cum este și cazul nostru, da, dacă domnul în cauză a spus că vrea să ajungă în instanță. Dacă la nivelul instituției, organizației din care face parte, de exemplu, s-ar fi luat măsurile necesare pe plan intern, adică eu vă repet, nu știu dacă am înțeles corect, în această situație practic nu se mai poate îndrepta și împotriva organizației, ci doar împotriva persoanei care l-a hărțuit sau l-a abuzat? Da. Dacă adică asta ar veni în avantajul angajatorului, cum ar fi? Nu neapărat, pentru că angajatorul poate să dovedească faptul că, uite, eu am sancționat directorul de filială, de sucursală, care s-a făcut vinovat de fapte de hărțuire. Am încercat să ofer și o compensație echitabilă persoanei hărțuite, dacă a fost sancționată, dacă i-a fost diminuat salariul în mod nejustificat, a fost retrogradată din funcție, au fost luate atribuțiile și așa mai departe. Eu îl repun în situația existentă anterior și, bineînțeles, angajatul, dacă dorește să se adreseze instanței de judecată, eu pot, se pot îndrepta și împotriva mea, bineînțeles, dar eu pot să vin să mă apăr, să demonstrez faptul că eu mi-am îndeplinit obligațiile legale față de angajat și că toată acțiunea aceasta civilă trebuie îndreptată împotriva persoanei care s-a făcut vinovată de faptele de hărțuire. Sau mai există și posibilitatea aceea de angajatorul se îndreaptă împotriva angajatorului, angajatorul va plăti, va repara tot prejudiciul în funcție de cum stabilește modul de repararea prejudiciului stabilit de instanță, iar ulterior angajatorul se va îndrepta împotriva angajatului care s-a făcut culpabil de faptele de hărțuire. Deci cum este cazul? Se poate și. Am înțeles. Cum este cazul nostru? Domnul în cauză spunea că vrea să acționeze în instanță. Din câte am înțeles, este superior ierarhic, nu cunoaștem mai multe detalii, deci el poate să se îndrepte împotriva organizației sau împotriva, da, și împotriva organizației și împotriva angajatului care s-a făcut vinovat de fapte de hărțuire, chiar dacă și acesta este superior ierarhic. Am înțeles. Așa ar fi și recomandabil, pentru că în situația în care vor exista
obligații de reparare a prejudiciului moral, adică plata unor daune morale, de regulă s-ar putea ca angajatul, chiar dacă este superior ierarhic, să nu fie așa solvabil cum este firma și atunci să-și obțină reparația într-un timp mult mai scurt. Așa este. Vorbeați de daune morale. Este foarte greu să demonstrezi că ai fost hărțuit moral. Este foarte greu să demonstrăm această latură psihologică. Cum o faci? Adică cum, și dânsul ne povestea, ne spunea că a ajuns să se retragă, să se izoleze. La un moment dat era și teamă să mai intre în contact cu colegii săi, tocmai ca să nu fie văzuți de profesor. Deci asta este, practic, povestind, o înțelegem, înțelegem acest lucru, însă e foarte greu de demonstrat. Demonstrezi, da. Și iarăși e foarte greu de demonstrat că te afectează într-adevăr și îți afectează sănătatea pe termen lung. Vreau să vă și întreb apropo de semne și cum ne afectează sănătatea aceste practic sunt niște fenomene foarte grave, pentru că hărțuirea este o formă de discriminare, practic, și automat iată că fiind foarte greu de demonstrat, de cel mai multe ori îndurăm. Așa este. Totuși, ar putea angajații care se află în situații de hărțuire morală sau psihologică să apeleze la medicul specialist de medicina muncii, care le poate da îndrumări în acest sens, care le poate da un bilet de trimitere către un medic psihiatru, că dacă vorbim despre o depresie, de exemplu, ar trebui să ajungem și la medicul psihiatru, nu este nicio rușine, sau niște ședințe de terapie cu un psihoterapeut specialist care să încerce să-i facă să depășească problema, să le facă recomandări în sensul de a încerca cumva să aibă o decompensare între mediul profesional și mediul familial. Sunt acceptate, cu acele... sunt acceptate, mă scuzați, sunt acceptate aceste probe în instanță? Adică, cum demonstrăm noi, am fost la medicul psiholog, la medicul psihiatru, am fost la psiholog, am fost la un doctor, pentru că, în repetate rânduri, mă durea burta, am făcut ulcer din cauza stresului. Cum demonstrăm? Care este, cum demonstrăm legătura de cauzalitate între stresul la locul de muncă și o problemă de sănătate, de exemplu, survenită, pe, eu știu, în urma abuzului pe perioadă? Da. Orice vizită la un medic specialist, din câte știm, se finalizează cu o scrisoare medicală în care medicul spune ce probleme de sănătate a constatat că au apărut la pacient și care ar fi factorii declanșatori, factorii de risc. Și atunci, dacă diagnostichează medicul psihiatru pe o persoană ca având depresie și leagă diagnosticul de depresie de o funcție de conducere într-o companie, foarte multe cerințe de la superiorul ierarhic, stat la birou în mod repetat câte 12-14 ore, știu eu, un comportament șicanator din partea superiorului ierarhic, ore neplătite, nemulțumiri care se transpun și în viața de familie și așa mai departe, atunci aceste documente medicale ar putea fi atașate cererii de chemare în judecată, pentru că se va ajunge la un litigiu în instanță, iar instanța, analizându-le, bineînțeles, coroborat cu alte probe ce se administrează în respectivul litigiu, va ține cont de ele. Deci sunt acceptate aceste probe, tot ce ține de bilete de trimitere, de înscrisuri, mesaje, mail-uri, acte doveditoare, acte medicale, sunt acceptate, da? Da. Ok. Cum vreau încă să vă întreb puțin ca să înțeleagă toată lumea ce înseamnă, adică cum diferențiem hărțuirea, da, de o formă de abuz singulară, cum ar fi, sau o agresiune singulară. Ce elemente trebuie să întrunească hărțuirea? Practic să fie hărțuire. Că nu întotdeauna... Nu vă întreb întâmplător, pentru că de multe ori oamenii nu folosesc corect acest termen și nu-și dau seama. Ca să conștientizeze și cei de acasă. Hărțuirea, în primul rând, trebuie să aibă un caracter de continuitate.
Adică, dacă astăzi merg la birou și un coleg de-al meu îmi aruncă niște vorbe urâte, dar s-a întâmplat doar astăzi, pot să pun pe seama faptului că este obosit, a avut o zi proastă, se simte copleșit de sarcinile de la serviciu și așa mai departe, și să nu mi se pară că mă hărțuiește sau că are ceva cu mine. Pur și simplu, nu are o stare de spirit bună. Dar dacă merg la serviciu și săptămâna asta de 2-3 ori, săptămâna viitoare la fel, același coleg al meu îmi face remărci urâte la adresa mea, îmi vorbește urât. Vorbește urât despre mine cu alți colegi sau cu superiori ierarhici, face glume la adresa mea, comentează referitor la aspectul meu, ținută și așa mai departe, atunci eu pot să mă consider în mod justificat a fi hărțuit de respectivul coleg. De asemenea, am zis acum de coleg ca să nu mai atacăm sau să se considere angajatorii. Da. Dar dacă angajatorul meu săptămâna asta vine și critică munca, dar nu fundamentează niciun fel criticile, săptămâna viitoare vine și îmi ia din atribuție de serviciu spunând că sunt incompetent, dar la fel, nu face o evaluare profesională. Peste două săptămâni nu știu ce se mai întâmplă și atunci cumva îmi dau seama că în mod nejustificat încearcă o retrogradare a mea din funcție. Este evident că încep să-mi pun întrebări și să consider iarăși în mod justificat că sunt hărțuit la locul de muncă. Și atunci trebuie să văd ce pot eu să fac să stopez această atitudine hărțuitoare care mă afectează atât în plan profesional cât și în plan personal și mi-afectează sănătatea, dezvoltarea profesională și așa mai departe. Deci ăsta ar fi elementul de diferențiere între un comportament izolat, da, se întâmplă o dată sau de două ori pe an, și un comportament care ar putea fi calificat ca hărțuire pentru că are un caracter repetitiv. Se întâmplă destul de des pentru ca eu să pot să consider că sunt hărțuit de un coleg, de un superior sau de un inferior ierarhic. Și cum am văzut și în cazul nostru, persoana era hărțuită deja, dura de vreo un an jumătate, această situație de tensiune, de stres la care era supus și automat, iată că aceste aspecte s-au reflectat și asupra, i-au afectat viața de familie, i-au afectat sănătatea. Ce semne ar trebui să ne tragă așa, să ne cumva să ne ajută să ne trezim, să astfel încât să facem ceva, să avem curajul să... Aici e important de fiecare cum simte. Apropo de ce spunea doamna avocat, acum un coleg dacă face o glumă cu tine și tu râzi, face o glumă cu mine și mie nu-mi place, da? Eu acum nu pot să consider că el mă hărțuiește. Revin iarăși la o comunicare asertivă, spunându-i, nu-mi plac glumele tale, mă deranjează, mă simt inconfortabil, mă simt lezată de anumite apropori sau nu știu ce. Vezi că se oprește, e ok, ai stins conflictul, vezi că nu se oprește, mergi mai departe și spui cuiva. Dar acum fiecare cum simte, pentru că tu la gluma respectivă puteai să n-ai nicio trăire, nicio emoție, ți s-a mai întâmplat, nici nu contează, merge mai departe, e el așa glumeț, că așa e el. Deci, astea sunt aspecte ce țin pur și simplu de individ. Și stresul este perceput diferit, este subiectiv, are o latură subiectivă stresul. Pentru că sunt situații la care cineva face față cu succes, ușor, chiar relaxant, iar pentru altă persoană aceeași sarcină poate fi foarte greu de dus. Ține foarte mult și de bagajul nostru genetic, dar și de experiențele de viață prin care am trecut până la momentul respectiv. Dar în momentul în care ne simțim rău, de ce spun că majoritatea ascund și majoritatea bagă sub preș absolut tot ce corpul nostru ne transmite? Pentru că dacă dintr-o dată nu poți să dormi noaptea, zici odată că a fost lună plină, că a fost solstițiu, că a tunat, dar la un moment dat deja tu nu mai poți să dormi noaptea. Ai tulburări de alimentație, ba nu mănânci, nu ai poftă de mâncare, ba mănânci compulsiv. Adică sunt niște schimbări care se petrec în corpul nostru, care vin expres să ne atenționeze că e ceva în neregulă. Pentru că emoțional noi simțim respingerea, simțim exact cum a simțit agresivitatea, și da,
simțim faptul că mă izolează, mă respinge, da? Deci astea noi le știm ca emoție. Cum o transformăm în corpul nostru, iarăși diferă de la persoană la persoană. Dar emoția negativă o simți, aia doare, da? Iarăși la fiecare diferit. Și tot văzând, nu am chef să ies cu prietenii, vin acasă, sunt irascibil, nu am chef nici exact de familie. Exact ca în cazul nostru, nu mai doream să ies. Nu mai place nimic, nici hobby-ul meu, de atâția ani nu mai am chef să-l practic. Plus începe, am palpitații, ceea ce n-am avut până acum, sau diverse tensiune arterială, n-am avut acum într-o dată. Deci astea sunt semne că ceva mi se întâmplă, ceva vine spre mine și ceva corpul meu nu face față. Și ce ar trebui să facă o persoană aflată într-o situație de genul ăsta? Care este primul pas? Sau? Deci, primul pas ar fi, în primul dacă rând, nu să-și dea seama, ok, deci nu sunt eu de vină, pentru aici iarăși vreau să fac o diferențiere foarte clară. Majoritatea victimelor și mentalitatea de victimă este că din cauza lor se întâmplă ce se întâmplă, așa da? Și de asta nu se întâmplă și nu merg mai departe, nu-și cer drepturile, nu se luptă. Își pierd încrederea și ele sunt de vină, mai vin și două, trei păreri neavizate din jur că o damă din cauza ta, că tu, că nu știu ce, ți-a sudat și ți-a pus acolo eticheta și nu mai ieși. Și atunci ori accepti situația așa cum e, îmbolnăvindu-te clar, pentru că n-ai cum altfel, de la aceeași presiune și la aceeași presiune și nerezolvând nimic, ajungi la îmbolnăvire, clar, sau îți dai demisia, mergi în altă parte, unde s-ar putea totuși să repeți. Deci s-ar putea să repeți, pentru că nu e atitudine. Nu e atitudine, iarăși, printr-o comunicare asertivă, nu să fii neobrăzat, nu să fii cu tupeu, nu să fii nesimțit sau în alte conjunctură. Să nu mai lași să fie călcată demnitatea exact. În picioare. Limitele tale trebuie clar trasate. Noi nu ne cunoaștem drepturile. Ce pot să fac și ce nu pot să fac. Da. Adică degeaba mă încarc cu o grămadă de task-uri dacă eu nu pot să fac nici două, trei. Mă pun presiunea pe mine și ajung la burnout-ul ăla personal, da? Pentru că vreau să demonstrez ceva. E clar că oricum toți tindem, că ne dorim apreciere, ne dorim aprobare, ne dorim să contăm într-o instituție, vrem puțină admirație, sunt nevoi pe care toți le căutăm. Din păcate, asta așa este, într-adevăr, dar ați văzut și în cazul pe care l-am vizionat mai devreme, persoana în cauză era disperată pentru că toate acele situații de abuz, de hărțuire, practic aveau un final. Și finalul era ca acest domn să-și dea demisia. Da, da, da. Așa cum se întâmplă în foarte multe corporații și organizații. Tu ca angajator nu dorești, adică nu poți să dai fără motiv și atunci este un fel de discriminare indirectă, da, care duce prin acte să... ca să-l faci pe om să renunțe. Și o persoană aflată care are anumite obligații, are anumite o situație financiară, toată familia depinde de el, are credite, are... Ce face? Adică, de exemplu, acest domn de mai bine de 10-18 ani parcă lucra în această companie. Da, și nu vrea să plece și nu vrea o schimbare, nu îi trebuia. Și da, și atunci... Exact asta face emisiunea ta, da? Da. Asta arată emisiunea ta, ce poți să faci, să nu abandonezi, să ai curaj, să lupți, să-ți aperi drepturile și să lași pe altcineva să hotărască dacă tu nu ai putut să demonstrezi la locul de muncă tot ce ți-ai dorit, dacă angajatorul e abuziv, da? Și are și el partea lui de dreptate. Mergem către alții care pot lua o decizie corectă, clară, separată de partea emoțională, care oricum s-a creat între părți, da? Așa? Și putem să acționăm. De ce spun? Iarăși revin și spun, cazul tău prezentat a fost un caz fericit. Pentru că, nu știu dacă ai observat, familia l-a susținut. L-a susținut. Da, deci el a mers în lupta asta puțin susținut, sprijinit, da. A fost înțeles,
Nu i-a spus nimeni, abandonează, dar de ce te bași, dar de ce vrei să faci așa ceva, lasă mai bine. Pentru că depindeau toți de el. Da, asta e altă situație. Da, a fost și o situație chiar benefică că a putut să meargă. Iar apropo de ce i s-a întâmplat lui, că a menționat de câteva ori și colegii, da? Uh-huh. Deci acest șef abuzator nu a făcut decât pe el să-l hărțuiască moral și să-l îmbolnăvească, iar pe ceilalți din jur a sădit în ei anxietate, frică, teamă. Asta înseamnă o anxietate. E, lor deja le e frică. Da, da. O formă de control. O astfel de grupare nu va face niciodată performanță. Exact. Niciodată nu va merge spre performanță, indiferent ce își va dori acest șef abuziv. Da, poate scopul lui în spate ar fi că domne, că vreau că să meargă. Nu există ceva, nu există atât timp cât victimele colaterale ale cazului tău direct, da, da, sunt anxioase. Nici ele nu își vor îndeplini taskurile. Legea prevede cumva anumite sancțiuni pentru angajator în acest sens, dacă cumva vine și angajatorul și încearcă să instige alți angajați împotriva unui angajat indirect? Sigur, pentru că și această faptă reprezintă tot o hărțuire, iar dispozițiile legii 67/2020 prevăd în mod clar că sancțiunile contravenționale, adică amenda care se poate aplica unui angajator atunci când se face vinovat de fapte de hărțuire morală la locul de muncă, sunt cuprinse între 30.000 și 50.000 de lei. De bine, da. E un început. E un început. Dar și angajații la rândul lor sunt sancționați, nu? Dacă vin și își hărțuiesc colegii sau comit anumite acțiuni de discriminare, nu? Sigur, și angajații pot fi sancționați, numai că în cazul acestora cuantumul amenzii este unul mai mic, este cuprins între 10.000 și 15.000 de lei. Vreau să vă mai întreb încă un lucru. Credeți că acest cadru legislativ este suficient ca să vină să apere atât angajatul, dar și angajatorul pentru a promova o politică de bunăstare, o politică pozitivă la locul de muncă? Sau, din câte știu, România încă nu a ratificat Convenția Organizației Internaționale de Muncă, da? Practic ar trebui în acest an, multe persoane spun că ar trebui să vină cu anumite completări, că nu ar fi suficient. Legea 167/2020 oricum a venit cu foarte multe, practic a venit cu sancțiuni mai mari, a venit cu incriminarea și a stresului și a epuizării, ceea ce sunt, practic este un avans legislativ foarte bun. Dar ce credeți că ar trebui să fie îmbunătățit în acest sens? Bineînțeles că întotdeauna e loc de mai bine. Important e că avem câteva acte legislative de la care putem pleca. De asemenea, sperăm ca în viitor acea convenție referitoare la hărțuirea locului de muncă adoptată de Organizația Internațională a Muncii să fie ratificată și de către țara noastră, pentru că totuși din 1991 până în prezent România a ratificat destul de multe acte adoptate de Organizația Internațională a Muncii. Noi suntem membri fondatori a Organizației Internaționale a Muncii încă de la 1919. Bine, am avut o perioadă de stagnare și în care am fost puțin criticați în perioada comunistă, întrucât erau încălcate drepturile angajaților, însă acum ne-am revenit și suntem pe drumul cel bun. De asemenea, așteptăm să ratificăm, bineînțeles, și convenția de care ați menționat anterior. E important de știut faptul că Organizația Internațională a Muncii are și un birou care monitorizează statele membre și verifică periodic dacă acestea ratifică sau nu convențiile adoptate. Cu siguranță că în viitorul apropiat vom ratifica și respectiva convenție. Oricum, noi ca state fondatoare suntem obligate să respectăm convențiile fundamentale ale Organizației Internaționale ale Muncii și a Muncii, îmi cer scuze.
Și din convențiile fundamentale există două, una referitoare la discriminare și una la, referitoare la egalitatea de șanse și tratament între bărbați și femei, pe care noi le-am ratificat. Asta înseamnă că, la fel, avem un cadru legislativ de la care se poate pleca. Bineînțeles că, având în vedere evoluția relațiilor sociale, economice, existente la nivelul țării noastre, se pot adapta diferite acte normative și în viitor, care să ofere o protecție mai mare atât a angajaților cât și a angajatorilor. Și așteptăm, bineînțeles, să vedem ce acte legislative se vor adopta și la nivel de Uniunea Europeană, pentru că și Uniunea Europeană, prin intermediul directivelor, reglementează domenii de interes în ceea ce privește relațiile de muncă, relațiile din sfera aceasta drepturilor sociale și de egalitate de șanse și de tratament. Iar știm cu toții că directivele europene la fel trebuie transpuse printr-o lege națională. Important este ca transpunerea să se facă ținându-se cont de specificul țării noastre și avându-se în vedere realitățile sociale. Da, așa este. Mulțumesc. O ultimă întrebare am și vreau să spuneți și o concluzie sau cum am practic cum vedeți această hărțuire, acest termen de hărțuire, cât de grav este ca fenomen atunci când vorbim de sănătate. Cum poate afecta sănătatea? Din punctul ăsta de vedere mi se pare cel mai grav și nu neapărat de pierderea de loc de muncă sau reconversie profesională sau orice altceva poate decurge dintr-un caz din ăsta. Cel mai mult asta mi se pare, sănătatea fizică și psihică este cel mai grav afectată. Sănătatea fizică, am spus și mai devreme, sunt toate problemele asociate cu aparatul cardiovascular, probleme endocrine, probleme de tensiune arterială, dificultăți de, nu știu dacă să-i spun adaptare, dar în sfârșit există anumite situații în care nu te simți confortabil absolut niciunde și nicăieri transpiri și de aceea nu poți să mergi, transpirații excesive, ți-e frig la un moment dat, sunt anumite stări care vin o dată și pe imunitate scăzută. Clar, stresul cam asta face. Lucruri pe care nu le luăm în calcul. Și nu le ia nimeni în calcul. Toată lumea zice că astea sunt, mai e și vârsta sau se întâmplă sau și ajungem abonați fideli la medicul de familie și la medicamente zilnice și lunar. Da. Mulțumesc. Un mesaj, dacă doriți să transmiteți de final. Sigur. În primul rând, să mai specificăm o dată faptul că legea nu vine să sancționeze angajatorul. Angajatorul trebuie să fie conștient de faptul că legea îl protejează și pe el, dar de asemenea că el are responsabilitatea protejării intereselor angajaților săi și că trebuie să încerce prin mecanisme interne, cum ar fi regulamentul de ordine interioară, în care să prevadă niște mecanisme de control și sancționare a faptelor de hărțuire, iar pentru persoanele care se confruntă cu acte de hărțuire, trebuie să le spunem că există remedii, că pot parcurge o procedură internă cu angajatorul, dar dacă nu obțin o satisfacție echitabilă, se pot adresa la trei instituții importante, sau mă rog, la trei entități importante, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, atunci când fapta de hărțuire are la bază o discriminare bazată pe orice motiv de discriminare, ITM, adică Inspectoratul Teritorial de Muncă, atunci când sunt abuzați de către angajator în special, și e important de știut că sesizarea la ITM nu se poate face anonimă, da? Deci trebuie să ne scriem acolo datele de identificare, că altfel nu poate fi luată în considerare, însă ITM-ul are obligația de a păstra confidențialitatea datelor noastre. Și în cele din urmă, instanța de judecată. Și instanța de judecată este singura care ne poate acorda daune morale. Da? Adică dacă îmi doresc repararea prejudiciului moral cauzat, trebuie să merg la instanța de judecată. Da. Și cererea de chemare în judecată este scutită de plata taxei judiciare de timbru, un alt aspect important, da? Pentru că asta înseamnă că nu trebuie să plătesc câteva mii de lei pentru a putea introduce cererea,
pot să o introduc oricând, doar trebuie să îmi redactez cererea de chemare în judecată, pot să apelez la ajutorul unui avocat sau nu, depinde de ce opțiune doresc eu să am. Și oricum cererile și litigiile de muncă se soluționează cu celeritate. Asta înseamnă că nu o să mă chinui și să am procese care se vor întinde pe durata 3, 4, 5 ani. Ele se vor soluționa într-un termen optim și previzibil, să sperăm. Mulțumesc mult! Drag! Sunt foarte multe de discutat, însă în cadrul unei viitoare ediții vom dezbate mai multe aspecte, pentru că sunt mai multe abordări, mai multe lucruri de explicat. Vă rog un mesaj de încheiere sau. Da. Deci, în primul rând, pentru angajați, îi sfătuiesc să-și cunoască foarte bine emoțiile, să-și cunoască foarte bine valoarea. Să știe să-și traseze limite, să știe din contract de muncă drepturile și obligațiile, să-și seteze obiective realizabile, să știe exact la ce vor să se înhame într-un job. Pe de altă parte, aș oferi un sfat și angajatorilor, să înțeleagă că mediul crește. Și oamenii, și productivitatea, și scopul organizației. Deci să pună accent pe mediu, să încerce să sancționeze din pripă orice formă de abuz, pentru că mediul sănătos duce către performanță. Doar așa. Mulțumesc mult! Mai discutăm aceste subiecte și în următoarele ediții, venim cu noi cazuri și vom încerca să găsim soluții și să discutăm pe marginea lor. Vă mulțumesc, o zi frumoasă!